tinha no trevo. Da flanca. Fui já bem que não deixa, puxa de sul-sul. Puxa de sul-sul. Puxa de sul-sul. Ну, давай, не зря, я хотел, чтобы я не...
пресса иметь писем. Эти девочки. Шпресса иметь писем. За кашпресса иметь писем. Да и тут и пресса будет трансляция. Чтобы с трансмитом, ну и чтобы без трансмитом надал, то а сейчас все мажет. И слинешь, ты там перешти. Она фарка с фолочной, и не слинешь. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, astăzi se petrece ultima ședință plenară a Parlamentului Republicii Moldova. Ca totdeauna, ce e și nu s-a reușit până acum, au scos o sumedenie de întrebări, folosându-se că e ultima zi, nu grabă, deci nu se discute, se pune la vot. Iarăși folosându-se de cei ca o majoritate, toate aceste întrebări le votează. Ce rezultat o să fie? Cu o stârbire dumneavoastră deja pe parcursul acestui mandat al actualului Parlament, vedeți foarte bine și simțiți pe viața dumneavoastră personală. Ce vreau să punctez eu în câteva propoziții? 2022 pleacă de Republica Moldova și din viața noastră încă ca un an pierdut definitiv pentru dezvoltarea țării. Încă unul din acei 13 ani după 2009 care nu a dat niciun rezultat pentru dezvoltarea țării, care n-a hotărât nicio problemă pentru bunătățirea calității vieții cetățenilor, care n-a făcut niciun pas concret pe aceia ce actuale guvernanți, toți acești 13 ani și actuale de astăzi, parazitează pe noțiunea de integrare europeană. Vorbesc, dar nu fac nimic la concret. Moldova s-a scufundat, se confundă și mai departe într-o sărăcie completă. În Moldova nu există nimic legat de ceea ce se vorbește de la tribunile cele mai înalte internaționale, europeni, despre drepturile omului. În Moldova nu se dezvoltă nici o rabură normal, nici pe o direcție. Guvernele care vin și care pleacă nu lasă nimic în urmă pozitiv. Reșind din această sarcină noastră principală, a fiecărui cetățean, indiferent de care partid l-a susținut la ultimele alegeri parlamentare, constant aceea că noi să facem tot ce este posibil și actualul Parlament și actuala președinte și actualul guvern să fie cât mai repede trimiși în demisie și să petrecem alegeri adevărate, democratice, libere și să alegem un Parlament care să lucreze pentru Moldova, să lucreze pentru cetățenii țării noastre. Să fim foarte atenți când votăm, pentru ce le votăm. Mai mult atât când ne așteaptă și alegerile de organele publice locale. Eu rămân cu tristețe, cu amărăciune, totuși petrecem acest an cu nădejde, că știți cum spun moldovenii, nădejdea moare ultima, cu nădejdea că anul 2023 o să schimbe mult în Republica Moldova și am să trecem de la ceea ce se distruge, la ceea ce nu le convine nimănui din cetățenii țării, la constructivism, la o viață mai bună pentru toți cetățenii țării noastre. La anul și la mulți ani! Stimați reprezentanți mass media, astăzi fracțiunea noastră a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a luat decizia să petreacă acest briefing, oricum, dar e de seamă care vrem să o facem noi foarte succintă cu ce s-a ocupat fracțiunea în această legislatură, inclusiv în această sesiune de toamnă-iarnă. Este una foarte importantă pentru cetățenii Republicii Moldova, dar, din păcate, dacă a fost auzit, a fost auzit doar de cetățenii Republicii Moldova toate inițiativele noastre și nici cum de guvernanță. În acest mod, din păcate, toate prezentările care au fost din partea guvernului, din partea prim-ministrului, altor demnitari din această guvernare,
Când asculți aceste prezentări, îți face impresia că noi trăim într-un colț de rai, că în Moldova totul este foarte bine și încă o impresie care lasă aceste prezentări a guvernanților, că Republica Moldova există, de fapt, după alegerile, ultimele alegeri parlamentare. Până atunci n-a existat Republica Moldova și nimic nu s-a făcut și nu s-a clădit în această țară. Această impresie o lasă guvernarea. În realitate, ceea ce a menționat și domnul președinte Voronin, noi, guvernarea, nu face altceva decât să distrugă acest stat, Republica Moldova, și de ce nu să o închine altcuiva. Sau Moldova este condusă din exterior. În această perioadă, parcursul anului 2022, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a inițiat, a înregistrat în Parlament 58 de proiecte de acte normative, acte legislative, hotărâri, moțiuni. În total, majoritatea din aceste proiecte sunt proiecte de ordin economic și social, pentru a susține mediul de afaceri și pentru a susține în această perioadă de criză economică, criză financiară, a susține și cetățenii Republicii Moldova. În total, pe parcursul acelei de 11 legislaturi, fracțiunea blocului nostru a înregistrat 97 de inițiative care sunt pe rolul Parlamentului. Din trânsele sunt 64 actuale în examinare în legislatură Parlamentului. Vreau să menționez că majoritatea proiectelor care vin din partea opoziției, fiindcă noi am rămas singura fracțiune de opoziție în Parlament, care vin din partea opoziției, primesc avizele absolut negative a guvernului și am impresia că deseori nici nu se examinează la guvern, pur și simplu se votează. Precum și se votează negativ și în Parlament din partea celor care se află la guvernare. Tot ce vine din partea opoziției este respins. De ce? Noi putem doar să spunem că doar o singură inițiativă a noastră, colegii cred că s-au referit, ce ține de a fost acceptată, ce ține de posibilitatea ca să fie reeșalonate, amânate plățile comunale. Moratoriul la plățile comunale. Noi am avut foarte multe amendamente la proiecte legislative foarte importante, cum ar fi politica bugetar-fiscală, niciun amendament acceptat, cum ar fi proiectul bugetului pentru anul 2023, niciun amendament acceptat. Și atunci se întreabă, pentru ce cei de la guvernare consideră că doar ei sunt adevărul în ultima instanță? Asta poate să ajute la dezvoltarea Republicii Moldova când opoziția nu este deloc ascultată. Știind despre lucrul acesta, guvernanții trebuiau, de fapt, să pună în a șasea săptămână de la începerea sesiunii, să pună, să facă ziua opoziției. O zi când se examinează în Parlament proiectele opoziției. Din păcate, lucrul acesta n-a fost posibil și guvernanții n-au vrut, majoritatea parlamentară n-a vrut să introducă această zi a opoziției. De ce noi am fost nevoiți permanent ca să venim, ca să punem proiectele în discuție, în ședințele plenare? Au fost cu vehement respinse toate. Noi am solicitat de asemenea 37 de audieri a conducătorilor instituțiilor de stat și a fost acceptată doar una singură, a guvernatorului Băncii Naționale. Celelalte toate au fost respinse. Precum cunoașteți foarte bine, chiar probabil dacă și guvernanții, cu atât mult cetățenii, au avut întrebări la unii conducători a instituțiilor de stat, la unii miniștri, au fost respinse și moțiune de cenzură și 5 moțiuni simple. De ce? Sunt multe lucruri tehnice care probabil că ar putea fi discutate, cum cei din opoziție nu li se permite să meargă în deplasările de serviciu. Așa au fost acceptate doar 5, au fost acceptate doar, să nu greșesc, 6 deplasări de serviciu a deputaților din opoziție, cu toate motivând că nu sunt resurse financiare. Cum călătoresc cei din guvernare?
Dumneavoastră probabil și singur vedeți. Eu am să-i rog pe colegii mei, atât din blocul economic cât și din blocul social, să vin cu unele detalii pe cele mai importante proiecte de acte de inițiative legislative cu care a venit fracțiunea noastră și care au o importanță foarte mare pentru cetățenii, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri și viața mediu, activitatea mediului de afaceri. Vă rog, colegi. Cine întâi? Da. Oleg Nisici. Уважаемые представители прессы, уважаемые сограждане, 22-й год, конечно, выдался очень непростым, тем более странным кажется поведение парламентского большинства, которое не хочет не то чтобы слушать, а даже обращать внимание на мнение оппозиции, в которой сосредоточены среди депутатского корпуса оппозиции, сосредоточены люди, которые тоже имеют определенный опыт и взгляды на развитие или на поддержание нашей экономики, социальной сферы и так далее. К сожалению, в настоящем парламенте полностью отсутствует какая-либо профессиональная дискуссия. Я, по крайней мере, говорю о комиссии по экономике, бюджету и финансам. Какая-либо профессиональная дискуссия в отношении инструментов, применяемых властью для поддержания экономической активности в стране, для повышения уровня бюджетной стабильности, для того, чтобы наша страна сохраняла свой суверенитет и хоть какую-то часть независимости. А самым ярким в этом отношении является закон о бюджете, о государственном бюджете и о других бюджетах, там, социального страхования, фондов медицинского страхования и так далее. Самым ярким доказательством этому явились эти законы, которые должны быть приняты, конечно, в обязательном порядке, но должны быть соблюдены определенные законные нормы. Налоговая политика была принята буквально, так сказать, на последнем 100-метровке года, в то время как она должна быть принята в июле месяце, для того, чтобы можно было к ней адаптироваться и так далее. Еще сегодня были проекты, так сказать, корректирующие налоговую политику. В результате мы получили бюджет с неслыханным дефицитом 18 миллиардов леев, который покрывается в основном внешними заимствованиями. В основном внешними заимствованиями. Так вот, чтобы вы знали, уважаемые граждане, из 18 миллиардов леев бюджетного дефицита 5 миллиардов – это деньги, которые мы должны заплатить за прошлые заимствования. То есть мы новыми займами, либо на внутреннем рынке, а в основном на внешнем рынке, мы покрываем прошлые заимствования. То есть они не идут ни на улучшение жизни людей, ни на поддержку вульнерабельных слоев, ни на поддержку деловой активности значит, предприятий и организаций, которые пострадали очень здорово и в пандемийный период, и сегодня, к сожалению, из-за серьезных проблем со стоимостью основных ресурсов, то есть энергии и прочее, к сожалению, не в силах, так сказать, обеспечить нормальную доходность и содержать достаточное количество своих работников. Надо сказать, что из всего количества малых и средних предприятий, которые действуют на территории Республики Молдова, числятся на территории Республики Молдова, лишь только половина в этом году, и то до середины года, декларировали доходность, что у них есть какие-то прибыли. Лишь только половина. Остальные – это кандидаты в банкротство и в прекращение своего существования. При таком подходе, при такой экономической политике нынешнего правительства, я не думаю, что у нашего государства есть радужные перспективы на 2023 год, хотя мы сильно надеемся на это.
как и все люди, верим в будущее. К сожалению, парламент утратил свое главенствующее значение в этом вопросе. Снизил требовательность к правительству, отпустив все на рассмотрение комиссии по чрезвычайному положению, которая возобновляется каждые 3 месяца. Министры не то чтобы не боятся, они не должны бояться, но министры не чувствуют ответственности перед парламентом. Они в парламенте, если и удостаивают нас своим присутствием, то смотрят на парламент свысока, как будто бы здесь, по крайней мере, в оппозиции, представлены треть избирателей Республики Молдова. Работая над налоговой политикой, работая над бюджетом, депутаты нашей фракции внесли более 12 поправок. Ни одна из них не то что не принята, а даже должным образом не рассмотрена. Понятно почему, потому что у них не было времени, они обязаны были принять бюджет от поступления в парламент до вынесения на пленарное заседание 2 дня. Это, как говорится, никуда не годится. И с такой работой мы, к сожалению, с такой методой работы ветвей власти, мы, к сожалению, не придем к положительным результатам. И все более и более будем зависеть от этой, как говорится, бутылочки с соской, которые нам будут протягивать с Запада, и никоим образом не сможем наращивать свои мощности. Министр экономики договорился до того, что закрывает крупные государственные предприятия. Их хоть и меньше, чем малых и средних частных, но они дают практически 70% валового внутреннего продукта. 70%. Закрылся завод «Макон», закрывается Кишиневский стекольный завод, и министр экономики, бывший, правда, предлагает заместить и кирпич, который является инвестиционным материалом для Республики Молдова и шел на экспорт, и белое стекло, которое является основным элементом для консервной промышленности и значительной частью винодельческой промышленности, закупать это по импорту. Ума большого не надо взять наши деньги, отдать чужому дяде, чтобы он нанял чужих рабочих, заплатил им зарплату, а наши будут гулять по улице и ждать подачки от этого правительства. Таким образом, к сожалению, приходится констатировать, что власть нынешняя не управляет страной. Ею, властью этой управляют внешние советники, которые вовсе не заинтересованы в том, чтобы Республика Молдова твердо стояла на ногах. Спасибо. Stimați cetățeni, onorată asistență, anul 2022, cel mai prost an din istoria modernă a Republicii Moldova, cu inflație de peste 30%, cu creșteri de prețuri la carburanți, la utilități produse de bază, creșterea ratelor la credite, au dus multe dintre familiile din Republica Moldova în pragul sărăciei sau chiar la sărăcie. Facturile tot imense sunt și ele vin lunar, iar hrana e necesară zi de zi. Guvernul însă are alte priorități, populismul și lupta pentru imagine. Creșterile pensiilor, salariile minime, alocațiile sunt de fapt praf în ochi și dovadă că guvernul actual nu poate găsi soluțiile pentru a acoperi măcar impactul inflației. Fracțiunea noastră și în această sesiune a acordat o mare atenție proiectelor sociale. O să trec în revistă cele mai importante pe care le-am propus și care, după cum a anunțat doamna președinte, nu au fost acceptate. Dar cetățenii le așteaptă și totuși mai speră că poate în 2023 o să fie acceptate de guvernare. 1. Instituirea unui suport financiar anual în valoare de pensia medie pentru toți pensionarii, deci o așa numită pensia 13. 2. Am propus ca indexarea pensiilor să fie efectuată la 1 ianuarie, cum e și normal, cum se face și în alte țări, ori indexarea salariilor și alte plăți, care majorarea salariilor de care guvernul a avut grijă să o facă, se începe de la 1 ianuarie. Acordarea suportului financiar unic, 1.000 de lei, pentru pregătirea elevilor din învățământ obligatoriu de noul an școlar.
acordarea suportului financiar unic de 1000 de lei de două ori pe an pentru pensionari și celor care primesc alocații sociale. Apropo, aceste 1000 de lei sunt foarte mult așteptate și pensionarii nicicum nu se pot împăca cu gândul că ei nu le mai primesc. După cum s-a mai spus, moratoriul la deconectarea de la furnizorii de rețelele de gaze naturale, energie termică și energie electrică, pentru cei care întrunesc condițiile expuse în proiectul de lege și, de asemenea, indemnizația care este plătită la nașterea copilului și indemnizația lunară când mămica, când ea muncește până la vârsta de 3 ani de zile, are posibilitatea de a alege baza de calcul pentru următorul copilaș care urmează să vină într-o această perioadă. Cele mai importante proiecte, cele mai importante legi care se votează în Parlament sunt bugetele, ori acestea asigură funcționalitatea statului Republica Moldova. Evident că am avut foarte mari dureri critice și amendamente la cele două bugete ce țin de specificul comisiei noastre, și anume primul, bugetul asigurărilor sociale de stat, indexarea pensiilor, cea mai scandaloasă indexare din ultima perioadă, din mulți ani, atunci când pensiile se vor indexa doar cu 14%, inflația fiind, după prognoze, la finele, în luna decembrie, la anul 2022, de peste 28%. Amendamentul nostru nu a fost aprobat de către plenul Parlamentului, dar, în schimb, s-a găsit o ieșire din situație atunci când s-a venit cu derogare de la lege, impunându-se totuși acești 14% de indexare a pensiei. Cuantumul unic la nașterea copilului. Ieri, cu foarte mult fas și cu foarte multă laudă, guvernul a raportat că această indemnizație s-a majorat tocmai cu 8,5%, atunci când inflația, repet încă o dată, este 30%. Iar ceea de ce are nevoie o mămică pentru un copilaș nou născut au crescut cu 100%. Și indexarea, cu părere de rău, ajutorului la deces nu a fost susținută de către guvernare, dar probabil că mai multă lume a văzut zilele trecute când au fost afișate noile tarife și noile prețuri pentru serviciile funerare. Trist, foarte trist, fiindcă guvernarea nici măcar pe ultimul drum nu vrea să le acorde cetățenilor cel puțin o indexare la nivelul inflației. În majorarea istorică a pensiilor, alocațiilor sociale, indemnizațiilor și altor plăți promise de guvernare s-a transformat în cea mai mare devalorizare a acestora. Pensionarii, persoanele cu dizabilități, alte categorii de cetățeni vor trebui să se consoleze cu o indexație de 14%, 8% sau chiar 0, net inferioară inflației. Și să rămână doar cu promisiuni. Guvernarea va avea grijă de cetățeni. Nu putem să nu ne referim și la domeniul ocrotirii sănătății. Din nou, am criticat foarte dur, am solicitat, am insistat ca să fie alocate resursele financiare pentru domeniul medicină. În cel puțin în mărimea anului trecut s-au indexat la nivelul inflației. Dar, ca să fiu mai precisă, deci, medicina este subfinanțată cu 960 milioane lei. Pe când prețul poliției pentru unele categorii de persoane va fi 12.000 de lei începând cu anul 2023. Și salariul medicilor va rămâne nemajorat. Mai mult ca atât, salariul medicilor nu a fost majorat nici în anul 2022 și medicii sunt unica categorie care nu au primit acel suport financiar unic de 3.000 de lei. Acum, în aceste condiții, când situația epidemică din Republica Moldova a depășit capacitățile sistemului medical, medicii au rămas singuri, cu boli virale, cu aflux de pacienți. Iar ministerul de profil este preocupat de promovarea proiectului de lege privind reforma sistemului de sănătate, așa zisă reformă, prin subordonarea tuturor spitalelor ministerului. Acest proiect este fiind criticat dur de toate nivelele, că el nu este o reformă, nu este o prioritate, este ilegal, nu conține viziuni clare de implementare și prezintă riscuri de eșec. Totuși, acest proiect va fi susținut și votat astăzi în lectura 2 de către guvernare, chiar dacă noi, opoziția, mediul academic, autoritățile publice, ne-am opus vehement pentru
cel puțin moratoriul pentru acest proiect de lege. Și poate peste tot în lumea civilizată, Ministerul Sănătății se ocupă de politici și reforme în domeniul sănătății, numai la noi, cu reparații și postări pe Facebook. Stimați reprezentanți ai mass-media, colegii deja au expus și au trecut în revistă zeci de inițiative legislative de care noi, opoziție, ne-am ocupat în legislatură respectivă și în special în ultima sesiune, inițiative venite să ajute cetățenii, mediul de afaceri, agricultură. Și am fost foarte și foarte argumentați atunci când aduceam cei mai bune experiențe din țările vecine, care au știut să combată criză, care au știut să vină cu soluții concrete. Practic toate inițiativele legislative au fost respinse, ba mai mult, opoziția a fost și criticată și atacată pentru aceste inițiative. Și într-adevăr, opoziția din Republica Moldova, ca și societatea, deoarece suntem solidari cu propriul popor, noi trăim cei mai complicate perioade din istoria Republicii Moldova. Amenințări la adresa opoziției, boicotarea informațională a opoziției, și aici vreau să mă refer aparte la o situație destul de neplăcută, deoarece noi suntem mult mai des în teritorii decât cei de la guvernare și cetățenii Republicii Moldova ne întreabă, dar unde este opoziția? De ce nu faceți absolut nimic? De ce nu sunteți activi? Și cumva am încercat să înțelegem de unde vine această percepere și este foarte simplu. Blocarea mediatică, informațională, a tot ceea ce face astăzi opoziție. Ca să înțelegeți, o treime din Parlamentul Republicii Moldova, blocul nostru a socialiștilor și a comuniștilor, practic a fost ignorat de televiziunea publică Moldova 1, care este achitată din bugetul public național. Și acest lucru este grav și demonstrează faptul că televiziunea publică deservește exclusiv partidul de guvernare. Și practic s-a transformat într-un partid, într-o televiziune de partid. Și dacă doriți să ne verificați, stimați reprezentanți ai mass-media, puteți să accesați site-ul trm.media și greu o să găsiți acolo pe altcineva decât doamna Sandu sau doamna Gavriliță. La fel, ceva absolut inedit ce s-a produs în Republica Moldova, închiderea abuzivă, ilegală și, la sigur, arbitrară a 6 televiziuni prin, atenție, hotărârea Comisiei pentru situații excepționale în energetică. Adică doamna Gavriliță aici aduce argumente că starea de urgență, care durează deja mai bine de un an, este strict pentru a rezolva probleme tehnice, administrative, financiare, în procurarea resurselor respective. Deși și aici sunt foarte multe subiecte pentru organele de drept. Dar doamna Gavriliță a dat asigurări că această stare de urgență nu va fi folosită împotriva drepturilor și libertăților cetățenilor, împotriva democrației. Și uite, într-o seară de vineri, pe ascunse, 6 televiziuni au fost închise. Da, noi putem să vorbim foarte mult despre această situație, să-i dăm calificative politice, dar și juridic, și din punct de vedere a dreptului internațional, și din punct de vedere a angajamentului Republicii Moldova față de parteneri, Republica Moldova va fi condamnată la CEDO. Și astăzi opoziția practic nu are acces la televiziune și noi nu avem posibilitatea să promovăm propriile inițiative. Opoziția este obstrucționată în premieră în Parlamentul Republicii Moldova și la capitolul propunerilor bugetare. Noi reprezentăm o treime din populație și noi suntem aici aleșii poporului și avem tot dreptul să exercităm mandatul nostru. Dar nu am avut posibilitatea să promovăm niciun amendament și nicio propunere la buget, ceea ce este iarăși foarte și foarte grav, ceea ce va fi penalizat. Nu am venit în fața dumneavoastră, stimați cetățenii Republicii Moldova, sperăm că mesajul nostru totuși o să ajungă, internetul nu va cădea, televiziunile măcar a să preiei măcar două propoziții de ceea ce declarăm noi astăzi, dar nu este vorba doar de atitudine față de opoziție, este vorba de atitudine față de proprii cetățeni, față de universitățile care au fost închise, față de administrația publică locală, față de primăriile și raioanele țării care sunt practic obstrucționați și intimidați zilnic și care sunt lipsiți de resurse financiare.
Не солидаризем ку тоць ей, аша ку мням солидаризат ку агрикулторий, пекарям инчерка, ди распутерям принокудомну раду мудря, ку алц колеч, се ажутем ку инициативе буне, шку инициативе конкрете, профессионисте. Ши астись сантем солидарь ши ку агрикулторий, сантем солидарь шку медиу де афачери, а чей кари тоць мул саудат кризари промисионилор фрумасе, ши ин реалитате медиу де афачери ди Република Молдова бизнес trăiește cea mai grea perioadă, în afară de petroliștii și băncile comerciale, bancherii care trăiesc bine mersi cu cei din PAS, cu unii reprezentanți ai acestui partid politic. Cu părere de rău, situația este dramatică, cetățenii o simt zilnic și mesajele triumfaliste cu care vine guvernarea, în special președintele, prim-ministru, sunt deplasate de realitate. Am făcut tot posibilul și mai mult ca să luptăm și vom lupta și în continuare. Și mesajul nostru pentru anul următor către toți cetățenii Republicii Moldova este foarte simplu. Să fim cu toții sănătoși, multă sănătate dumneavoastră, apropiaților, familiilor și să avem capacitate de rezistență, să avem curaj să luptăm împreună în anul ce vine pentru a avea condiții și realități mai bune în Republica Moldova. Cineva vrea să vină cu frică peste noi, cineva a adus frică în societate, dar cetățenii Republicii Moldova au curajul pentru a se opune acestor tactici rușinoase. Curaj în anul care vine, optimism, bucurie și multă sănătate pentru a produce schimbări necesare. Vă mulțumim mult!